ce faci, mă, nu muncești? Nu, mă, stau puțin pe telefon. Mm-hmm. Dar ce e așa important, mă, pe telefonul ăla? Păi mă uit și eu pe Instagram, pe Facebook, pe... Nu, și muncești, YouTube. Mă. Băi, până la urmă știi ceva? Lasă-mă, mă, că sunt în vacanță. Ia-ți-a, mă, gagicu. Bună dimineața, guys. Ce faci, bă? Băi, uite ce se fac. Aveam o hartă. Ne-a lăsat proprietara, a fost foarte drăguță și ne-a lăsat o hartă. Și că mi-a scris și cam ce am putea să facem. Kid-friendly excursii pentru copii. Și mă uitam acum ca să identific cât de cât pe unde suntem noi și unde am putea să mergem. Habar n-am, s-a văzut cum mă uitam la hartă, eram what? Și, băi, atât de multă liniște aici. Și am avut ocazia ieri să văd hummingbirds și cred că li s-a terminat. Sunt aici sus niște vase speciale și în partea cealaltă la albastru. Și am googlit puțin dimineața, le-am văzut puțin dezamăgite. Știi, veneau, încercau să tragă din florile alea câte ceva și zic, mă. Și am googlit dimineața și trebuie să fac apă cu zahăr. Și să văd exact ce proporție și apoi să umplu sticluțele ca să aibă hummingbirds ce să mănânce. Noi ne-am trezit la 5 dimineața. Eu m-am dus tăhui prin bucătărie, n-am știut cum să fac cafeaua. Și până la urmă am făcut-o la ibric. N-a ieșit rea, nu? Da, și bine e să știi să faci cafea la ibric, te descurci în orice situație, îți trebuie o oală. Da, mi-am făcut exercițiile, că nu vreau în vacanța asta să ratez. Oricum mâncăm mult și prost. Nu m-am mai vorbit prostii că seara ne-am ieșit din obicei. Bă, salată, fie de roșii, fie salată verde. Păi da, dar am băut ieri, de exemplu, am băut bere de asta lite. Ai băut... Băut jumătate de bax, n-am avut nimic. Da. N-are nici alcool aproape deloc. Să nu știu ce cu berea asta. Niciodată tare. Da, ai băut tu. Că eu nu pot să zic că mi ies din obicei de a mânca așa, cine știe. Și așa că eu pot să sar liniștită peste exerciții. Ne-a dat niște instrucțiuni aici că dacă traversăm drumul principal, când ieșim de pe poteca asta de la casă și traversăm drumul principal, încolo mergem, facem stânga unde mai era și dăm de o fermă de cai. Și m-am gândit să luăm camera să mergem să facem asta dimineață. Băi, fric tare. Acum, deci la piscină niciun caz. Pe la două, cred că mergem. Deși piscina e încălzită și mi-am spus da. Unde se află termostatul pentru piscină și mai știu eu ce, n-are rost, pentru că atunci, Ege, dacă intră în apă, el când a ieșit îmi răcește sigur. Și nu, n-are rost. Ne-au lăsat să încălzească. Undeva în jur de 2-3 după amiază. Ieri a fost până, a fost caldă la 1, a da, fost super mișto. A fost super mișto. Da. Hai că vorbim că mult, scurtează că... Ege îmi spune, mami, astăzi nu plecăm nicăieri cu mașina, nu? Zic, nu mai pornim mașina. Lui Ege e frică să nu plecăm acasă. Da. Știi? Gata, vorbim mult, luăm camera, bine, ne terminăm cafeaua, eu am terminat-o. Și mergem, traversăm aici pârâul sau ce a spus aici în șmecherile astea și mergem să vedem și noi niște cai. Ce n-ai vrea să faci aici? Și pe aia ne vedem la piscină. Gata, guys, am plecat de acasă să explorăm împrejurimile, să spunem așa. Stați așa să vă arăt că noi suntem în mijlocul pădurii. Acolo este casa, mașina, pădure în partea asta, pădure în partea stângă. Ieșim acum la strada principală și traversăm, facem dreapta, traversăm și mergem la... Da, trebuie să te întorci înapoi că eu am uitat notițele alea cu acasă. Deci, ieșim, facem dreapta, traversăm și apoi trebuie să te întorci înapoi. Serios. We are going to town. We are going to town. We're gonna see some horses. Eu am crezut că dimineața o să prind o lumină de aia superbă pentru poze. Dar a fost așa, a fost puțin înnorat și când au trecut norii, deja era soare. Totuși am ieșit afară și am făcut niște poze cu AJ, cu Ana, cu Aiden. Dar m-am bărberit dimineață, nu prea bine, nu știu de ce, cred că părul era prea mare. Și
M-am făcut frumos, așa, pentru vlog. Și eu care am crezut că te-ai făcut frumos pentru mine. Aseară, da, și pentru tine. Aseară îmi spune Adrian, bă, Oana, uite ce frumos, s-a întunecat, am aprins niște lumânări. El zice, hai că uite, fac și un foc în șemineu, Gagico, uite, sunt romantic. Și mergem să ne culcăm. Și zic, e 5:30, mie somn, dar nu mai pot. Eram terminat. El zice că s-a dus romantic, după aia m-a acuz că nu-s romantic. Dacă ieșim la driveway, am ieșit la driveway, facem dreapta și apoi să traversăm. Imediat ce traversăm, facem prima la stânga. Vedeți de ce aveam nevoie de... Deci instrucțiunile au fost scrise de o femeie, interpretate de o femeie. Deci vă dați seama unde ajungem. Eu zic așa... Deci Oana a citit, faceți dreapta, ea zice, hai să mergem acolo și mi-a arătat stânga. Clar, mă, deci ajungem... Ceva îmi spune mie că instrucțiunile au fost scrise și când a zis stânga, a scris stânga, s-a gândit la dreapta. Apoi pare cum e... Țineți-ne pomnii să ne ajungem prin pădure pomnii. Băi, eu zic că noi suntem destul de aproape de Boston, deci aia avem puțin și trecem în Massachusetts. Fac cu piciorul. O să zici, Oana, ce-i citit acolo? Nu mai contează, să ajungem. Ok, facem dreapta and let's go, mami. Dă mânuța, că pe aici sunt mașini, da? Trebuie să explorăm, mami, da? Întotdeauna când ajungem la o locație nouă, ieșim și cunoaștem tot ce este în jurul nostru, da? Numai așa o să înveți. Mai avem puțin și ajungem la fermă, cred că e în fața acolo, nu știu dacă vedeți. Și vorbeam cu Oana că, apropo de ce vorbeam dimineață, că natura a început să ne sperie pe noi oamenii și nu e ok deloc. Adică pe mine m-a surprins aseară faptul că duc lipsa zgomotelor din New York, deși mă plâng toată ziua, Dumnezeu, în toate vlogurile de ele. E siguranța aia pe care ți-o dă mulțimea, faptul că am vecini alături de mine sau... O siguranță falsă. Am experimentat același lucru în California, când abia venisem din New York, ne-am mutat acolo, a fost diferit pentru că aveam totuși... aveam totuși vecini acolo în curte. Hai mai aproape! Ia uite, caii! Unde-i căluții? Uite acolo! Uite-l pe stajul, ce atent este, a văzut și el căluții. Mami! Da? We better see some cats too. Păi nu știu dacă sunt și văcuțe, mamă. Mergem mai și sus acolo, da? Funny story despre Stubbs. Da, dar n-ai terminat ce vreau să spunem. Hai să revin. Și în California am experimentat la început aceeași senzație că, băi, nu avem vecinii, dar erau totuși mult mai aproape vecini decât suntem aici în pădure. I-a zis la Adrian că trebuie să facem mai multe incursiuni în natură, tocmai ca să, nu știu, să ne reobișnuim, să scăpăm de senzația asta că depindem de city, că e mai sigur în oraș. La EJ ce experimentează? Încet, da? Uite, va veni mai aproape ca ei. Referitor la căluți, am zis că vă zic ceva funny cu privire la Stubbs. Proprietara lui a aflat că are vecinul ei, crește lame. Și Oana, dar știi cum am aflat? Mă, nu mai venea acasă, stau după o zi întreagă și am intrat în panică, m-am dus să-l caut și el se pupa prin gard cu o lamă de-a vecinului și m-am tot așa, mă, alea-s lame, mă! Lame erau. Și mi s-a părut amuzant. Da, mama? Spider web! Mami, ai grijă că acolo, wow! Înseamnă că este și un păianjă mare, dă mâna la mami. Și vezi să nu calci, că aia e casa lui, mami, da? Am ajuns într-o intersecție și, deși Adrian a râs tare de mine și de instrucțiunile dintre femei, băi, am ajuns unde trebuia. Este the wetland, care scrie aici, niște apă care trece pe acolo, e marta lui J. Stuf, păsări de baltă, niște broscuțe. Și acum mergem și mai admirăm să vedem ce mai e pe acolo. Am trecut pe lângă niște grădinițe pe care sunt făcute pur și simplu așa pe marginea drumului și am văzut roșii, răsaduri de roșii și castraveți. Și AJ a atins castraveții și au te înțeapă puțin când pui mâna pe ei și AJ făcea, ăștia nu sunt castraveți. New Yorkiezul din el. Că castraveții sunt lungi, așa mai. Zic că aia sunt English cucumber, mama. Acum mergem încolo să vedem ce și cum. Ne plac foarte mult căsele pe care le vedem aici. Nu vezi două case la fel. Fiecare casă e diferită, fiecare casă are o personalitate ei. Ne încântă tare mult chestia asta. Ne întoarcem înapoi. Am fost până mai sus încolo să vedem mlaștina care tocmai ați văzut-o. Și acum suntem pe drumul de întoarcere.
Oana vorbește cu maică-mea la telefon. Vorbește cu soacră sa. Ne întoarcem acasă și cred că mergem direct la piscină, guys. Yuhu! Băi, apa este super mișto. Nu-i caldă, nu-i rece. Afară este puțin chili, că nu știu dacă e 12 ceasul. Oana a rămas puțin în casă să facă mâncare, că a zis, băi, dacă merg la piscină și fac baie, după aia sunt moleșită și nu mai chiar să fac nimic. Ne bălăcim, înotăm puțin, o așteptăm și pe Oana. AJ e nebunit. Anul trecut, când am fost la piscină în New York, am folosit vesta asta și era frică să înoate fără să-l țin eu și trebuia să-l țin de fiecare dată să înoate. Acum e super ok. Lasă-mă, Daddy, dăm drumul. Mai agați o chestie de asta, nu știu dacă o vedeți. Stă așa cu ea. O ține și se duce mai încolo, pe la apa adâncă și... O așteptăm pe Oana, vorbim mai târziu. Pun camera asta deoparte, că mi-este frică să nu o stropim. Cred că stăm câteva ore aici, facem puțină plajă. Și vorbim mai târziu, guys. Asta este locul unde vreau să încerc să lucrez, pentru că avem laptopul Oanei. Bineînțeles că n-am Adobe Premiere pe el, că l-am pe laptopul meu, dar încerc să folosesc un program de la Adobe Rush. Am impresia că se numește ceva gratuit, o să-l downloadez, pentru că n-am chef să downloadez Adobe Premiere pe laptopul Oanei, că e o bârcă de laptop și nu o să facă față. Gata cu piscina, guys. Am pus toți nădragii la uscat. Fiți atenți ce instalații am făcut eu aici. Ia uitați. Mi s-a scurs puțină bere în geanta asta cu care mergem la piscină. Am spalat-o și am pus-o la uscat. Ce faceți, mă, gagiilor? Trebuie să-i fac baie lui Hayden după ce mănâncă, că uite-te la el. Mereu bagă în guriță degetele când îl hrănesc. Și super avem, da, avem meniul zilei peste tot, așa. Și urmează o baie, urmează spălat de rufe dintre astea. Da. El nu se hotărăște dacă vrea să joace sau să se uite la desene. Nu știe sigur ce vrea. Da, partea amuzantă este că de câte ori este o reclamă, îmi spune, mami, cum îi dau skip? Zic, nu, mami, că ăsta nu e YouTube. Asta e cable. Așa că... Da, e disperat după televizor și în același timp să... E disperat după jocul ăsta. Este un, ce e ăsta? Un Wii? Nu, ăsta este Nintendo Lite. Ah, Nintendo Lite, da. Și disperat. Eu găsesc numai așa ceva să-i cumpăr, dar pe mine nu mă interesează ăsta. Eu vreau să-i cumpăr Nintendo Switch cu consolă. Da, ăla de televizor. Și nu găsesc. Și au intrat în pământ. Și... Sunt cam disperată pentru că o să dea frigul și o să stăm în casă iar. Și dumnealui, uite-te la el cum se joacă pe... Nici de la piscină încoace nu a vrut să meargă fără joc, să te auzi. Zi, poate cazi în piscină. Da, noi am mai vrut să mai stăm mai mult la piscină și ăsta mic. Nu mai vreau, hai înăuntru, că de asta vrea să meargă înăuntru în casă. Și zic, băi, știi ceva, ca să putem să-l ținem aici cu noi la piscină, i-am adus jocul și s-a jucat vreo jumătate de oră cât am mai stat noi. Și acum nu se putea hotărâ dacă vrea și desene în același timp. Da, asta a fost tot pentru astăzi, dragii noștri. Noi ne bucurăm tare mult că ați fost alături de noi. Lentila este foarte murdară că a sărit ceva apă de la piscină pe ea. Probabil mâncare de-a lui Wade. Nu, de la piscină, că am pus-o pe margine și am vloguit ceva. Eu încerc să editez, sper din tot sufletul să-mi reușească să editez măcar un vlog. Tu să fii curaj să mănânci tot, ai înțeles? Guys, până data viitoare! Bye-bye, guys, kisses! Bye!